Astăzi mă voi juca doar meciuri de rank, ca să vedem în ce rank putem ajunge, pentru că abia s-a resetat sezonul de câteva zile și practic toată lumea este la UD, adică la LEN, bine, cu excepția celor care deja au jucat niște meciuri. Și bineînțeles că după meciul ăsta trebuie să cumpărăm niște oferte, pentru că am văzut că sunt o grămadă de chestii pe shop de când n-am mai jucat eu. Și ăsta are skin de norișor pufos sau ce-i chestia aia? Bă, cred că totuși nu-i norișor pufos. Ăla stă pe loc și reușește să sară. Bă, ia pleacă tu de aici că... Bă, da... Bă, deci animația de pumn se dă foarte greu, frametele-o acum. Dar, cred că pe episodul ăsta putem face upgrade la pumn, să-l putem da mai repede. Ia, care o dat? Nu știu care o dat, cred că norișor o dat. Norișor, ai pus-o cu mine, norișor. Vino încoace. Mamă, au murit amândoi. Mamă, ce se întâmplă? Bine, mă, despre asta vorbim în început, corect. Ia, vedeți că deja am primit 2000 XP și asta înseamnă că o să mai primim chestii. Mă, dăm un pic back aici. Bă, sunt deja în Wood 2. Serios, atât de repede se face rank-ul? Am mai dat un singur meci înainte. A, și abia acum am înțeles. Trebuie să treci prin fiecare rank de 3 ori. Astea sunt rank-urile. Stați așa să le vedeți și voi. Deci avem fiecare rank de câte 3 ori, frameteleu. Mamă, păi e ceva de muncă atunci, dar... Până una alta, hai să mai colectăm chestii. Acum toată lumea știe că aparent steluțele și XP-ul sunt mai importante decât orice. Și ia uite și de aici luăm chestii. Bă, îmi place când colectez chestii. Nu mă interesează PES-ul în momentul de față. Bun, am mai luat și din alea așa cu așa. Și avem 15.000 din 15.000. Asta înseamnă că mai primim un Samba Dance. Ia, Samba Dance. Bine, bă, dar nu mă lasă să le iau când vreau eu. Ok, mamă, și acum trebuie din nou să mergem la 15.000, așa funcționează. Și până una alta vreau să colectăm și din PES, pentru că avem 3 steluțe. Dar pe mine mă interesează doar Ability Tokens și avem pe undeva. Pe ăsta l-am luat, pe ăsta nu-l putem lua. Activ, a, ăsta e exclusiv, stai, ceva neexclusiv. Bă, joc, păi și cum să fac, bă, frate? Bă, momentan nu cred că cumpăr nimic, că n-are sens să-mi dau steluțele degeaba, poate că mai avansez. Eu încă nu înțeleg PES-ul ăla, de ce să vă mint. Și vreau să intrăm pe shop, în primul rând să dăm un free spin, pentru că așa ne place. Să nu luăm absolut nimic cum se întâmplă de fiecare dată. Dă-mă ceva, dă-mă și mie un skin ca lumea, dă și gemuri, îți bune și gemurile. E bine și așa decât rău, că și așa avem nevoie de gemuri. Pentru că avem pe shop ceva interesant, un pic mai încoace. Unde ești, frate? Bine, pe lângă că avem ceva gratis, apropo. Avem un skin gratis, Quantum Velocity, pe care îl și luăm, ia. Skin epic. Bă, nu-i cine știe ce, dar ținând cont că e gratis, e chiar decent. Și avem extravaganza la 640 de gemuri. Doar că eu nu am gemurile, așa că va trebui să cumpăr oferta de pe site. Am intrat la ei pe site pentru că aici sunt mult mai bune ofertele și mult mai multe. Și uitați-vă, bă, deci, sincer, am rămas un pic șocat. Sunt foarte multe oferte ieftine, în primul rând. Uite, cu 9 lei, cu 16 lei. Uite, asta cu 16 lei mi se pare bombiță, sincer. Atâta numai că eu cred că am skin-ul, dar dacă nu-l aveam, chiar cumpăram oferta. Avem o grămadă și... A, uite, avem ceva gratis cu Monopoly, ia. Flip the table emote. Bă, eu am dat, ok. Gata, ci că să reîncarc jocul și am luat-o. Bine, frumos, elegant. Deci mai avem și chestii gratuite din când în când. Avem și bundle-uri din astea, care conțin o grămadă de chestii. Încă o chestie tare care înainte nu era. Uitați-vă numai, deci uitați-vă câte oferte. Și am văzut oferta asta cu 9 lei, 8,99, care de fapt sunt probabil vreo 11 lei, dar în fine, mai durează 200 de zile, ofertă de bun venit practic, cum era și pe vremuri, dar din nou bun venit. Deci practic și Stumble Guys-ul recunoaște că a avut parte de un upgrade major, așa că o să luăm oferta asta la 9 lei să vedem. Am cumpărat oferta și sunt curios dacă am primit-o acum direct sau trebuie să ies din joc. Bă, am primit, despre ce vorbim, așa îmi place. Bă, și am o întrebare foarte importantă. De ce skin-ul ăsta se numește Extravaganza când el se numea Eggy Waggy pe vremuri? Știu că am o poveste cu el, o să vă zic imediat. Bun, 640 de gemuri. Băi, unul dintre skin-urile mele preferate, cel puțin astea pe care le știu. Pentru că acum s-au mai adăugat încă vreo 148.000 de skin-uri și nu mai știu ce și cum, sincer. O să dau cu un meci cu fiecare și vreau să văd sincer și animația aia sau ce am luat de pe shop. Am reușit să găsesc până la urmă și chestia asta, nici nu știu, emote, cred că e emote, da, ia. Flip the table, dar vreau să-l văd, nu pot să-l văd aici efectiv. Doamne, ce chestie. Și am mai văzut ceva interesant, uite-l pe ăsta. Îl pun aici pe ăsta, că de ce nu acum? Interesant că le putem folosi din fericire pe toate, restul nu mă mai interesează.
Vreau direct să mă duc să dau un match cu fostul Eggie care acum este Extravaganza. Știu că skinul ăsta se dădea de Paște acum vreo 2 ani dacă nu mă înșel bine. Nu știu dacă s-o dat în fiecare an sau nu. Dar atunci erau puncte din alea, nu știu exact ce puncte. Știu doar că eu am strâns toate punctele. Aveam vreo 10.000 dacă nu mă înșel. Și am zis stai că nu cumpăr acum skinul ca să filmez, să fac pe episod. Și până am vrut eu să filmez s-o scos de pe shop skinul. Bă, atât de dezamăgit am fost. Dar ia uite că într-un final îl avem pe Extravaganța. Nu știu dacă e cu ț sau cu z, dar cu ei pasă. Tu o să cazi. Cade mă camelionul? Nu a căzut camelionul. Ok, bă, ne jucăm o hartă normală acum, nu? Opa, stai așa că... Eu uit ce se întâmplă. Ia mă, flip the table, bă. Stai că sunt alte butoane, doamne, confund butoanele. Bun, de pe z trebuie să dau, ia. Nu a făcut nimic. Doar o apărut chestia aia deasupra? Serios, îți bați joc de mine? Bă, dar eu n-am mai jucat harta asta de când lumea și pământul mai știu să o joc. Mamă, chiar e prima oară când mai joc după foarte mult timp și ajung până... da, am înțeles. A, bine! Ha! Nu pot să cred ce slăbani, asta înseamnă să te joci la gradul de len. Hai să dăm un mecean și cu skinul ăsta dacă tot l-am luat. Și așa la prima vedere pare destul de frumușel, ținând cont că e gratis, sincer acum. Bă, care pare periculos? Ăsta pare periculos. Bine, mă, bărbate, ce ai făcut? Ba, am observat că sunt meciuri în care nimeni n-are emote, toată lumea e slabă, rău de tort. Și meciuri, hop, așa! Ce ai făcut, bărbate? Și meciuri cu niște foarte slabe, pe care îi bat super ușor. Nu știu exact cum funcționează. Oare chiar au un sistem de ranking atât de bun, mă? Pentru că am observat că se ține cont și de rank-ul ce l-ai avut în sezonul anterior, ceea ce e cam interesant. E bine practic ce se întâmplă, nu? Degeaba, mă, oricum ai dau-o. Nu se pune nimeni cu fratele Eggie. Eu așa o să-i zic de acum, nu știu de ce eu schimba numele, nu-mi pasă. Bă, stai un pic, stai un pic, bărbate! Mamă, care a fost bărbatul? Stai așa să nu-l uit. Ok, deja am uitat care a fost. M-a luat în brațe, deci... Cam trebuie să-mi țin pumnul pe dreapta, sincer, acum că ne gândim. Dar nu mai știu deja care a fost, că n-am fost atent. Ia uite-l pe ăla, ia uite-l pe ăsta. Hai mă, frate, hai vino încoace. Uite ăsta cumva? Bărbatul ăsta? Matia? Ia vino încoace, ia vino mă încoace, mă. Rămâi acolo jos, nu te mai ridica. Nu că vine, mă. Uite, de exemplu, în meciul ăsta mi se pare că-s mai buni. Deja au trecut ceva timp și n-au fost toți eliminați, cum mă așteptam. Bă, ia uite, sau de fapt se cam elimină singur bărbații. Mi-e frică, mă, să nu-mi dea. Uite-l ăsta, dă cu zarul. Mă, tu dai cu zarul după mine? Ia, că ăla a murit, bă. A murit Matia ăla, sau cum îl chema. Nu pot să cred. Stai că ăsta are emoturi. Stai așa că are chiar pumnul, nu că are emoturi. Pumnul în continuare mi se pare cel mai agresiv emot, mai ales pe harta asta. Stai. Hop, așa. Nu mai da tu cu emoturi în băieții mei, care nu-s băieții mei, că suntem adversari cu tonții aici. Bă, dar se țin ăștia. Nu, deci trebuie doborâți-o. Ok, nu am făcut cea mai bună decizie, noroc că i-am prins pumnul ăla, că altfel nu știu ce făceam. Fiți antenă că sunt la rankul de Wood 2, adică Land 2, adică mă pricep despre ce vorbim sau nu. Cum aflu, că nu scrie tot Wood. Cum aflu, frate, bă, da, mai îndă multe... A, da, uite, Wood 3 acum. Bă, nu, dai, sunt Land 3, efectiv. Ultimul match în care voi fi bâtă, cred, acum, dacă-l și câștig. De fapt, nu neapărat. Am observat că e puncte și dacă pierd. Ce credeți? Că n-am pierdut meciul, dar acum n-are sens să mai filmăm și meciurile pe care le pierdem, mai ales în lemn. Dar, sincer, e foarte chill la rang, momentan cel puțin, nu știu cum e mai încolo. Pentru că v-am zis și dacă pierzi, primești puncte, deci n-ai de ce să te enervezi. Efectiv, dacă am luat locul 2, de exemplu, care practic nu există, dar să zicem practic, eu tot iau puncte destul de multe, nu că iau puncte. Că locul 1 ia 100 de puncte și eu am luat vreo 60 de puncte și nu eram în top 3, dacă nu mă înșel. Am murit chiar destul de repede. Ceea ce mi se pare cam prea bine. Bă, stai că nu eram atent. Eu sunt atent la povești aici și ce se întâmplă. Deci de aia zic că mi se pare foarte tare ideea asta de rank, cel puțin momentan în rankul ăsta, dar parcă văd că dacă avansez în rank se întâmplă chestii mai nasoale un picuț. Am avansat și în PES, cred că am înțeles și eu într-un final cum funcționează PES-ul, apropo. Și cred că e de bine, cred că în sfârșit pot să cumpăr ceva mai interesant în PES. Bă, dar animația asta tot durează jumătate de oră, mă. Ia fiți antenă, mi-a încărcat animația după jumătate de oră la propriu. Și ia vezi aici. Bine, mă, bronzovițani, ia uite-l frumos. Mamă, ce rank, hai că rank. Ia uite, mi-a dat și 700 de destea, bine, bă. 700, deci jocul ăsta știe ceva ce eu nu știu, mă. Bun, trebuie să intru un pic și aici, pentru că dacă ajung eu... Stai, nu, că mă dăduse chiar unde eram.
Încă nu, numai la următorul, mă, la level 12, mai am chiar un pic. Au trecut doar câteva secunde și dintr-o dată sezonul se termină în doar 12 ore și eu sunt în Silver 3. Am filmat prima parte la începutul sezonului, după care am filmat partea asta la sfârșitul sezonului și ce să vezi, nu m-am jucat absolut nimic, nu m-am jucat nicio secundă, decât acum la sfârșit am dat câteva meciane, am reușit să ajung în Silver 3 și mai am foarte, foarte, foarte puțin să ajung în Gold. Dar până una alta, hai să mai dăm și noi un spin, dacă tot îl avem aici, că cine știe cum în două legendare, ce legendară specială, dăm, sau ability tokens din alea, îs bune, dă specială, dă specială. Bă, își bate joc, sincer, chiar își bate joc ca pe vremuri, bă. Momentan nu mai avem absolut nimic pe shop, momentan nu vreau să mai cheltuim nimic, pentru că dacă vă place episodul ăsta o să mai facem episoade, sigur că da. Și mai ales cu următorul sezon în care să ajungem într-un rank și mai bun. Așa că acum trebuie să mai dăm un singur match ca să ajungem în Gold. Fiți antenă ce hartă mi-o da și este și un pic modificată. Bă, sincer, îmi place rău de tot. Nu știu care-i faza cu ea. Avem așa niște camioane de înghețată, bă. Serios? Serios? Stai așa că mi-am mai amintit eu de o chestie. Știam eu că mai am ceva de făcut. Doar că bineînțeles că vreau să ajung în Gold. Ăsta e în Gold. Ăsta e în Gold și se crede șmecher dacă e în Gold. Hopa, hopa. Ce ai făcut, bărbate? Ai căzut? Ia să-i dau eu un cățel din ăsta. Bă, sincer, îmi place mult cum arată harta și am și avut noroc. Nu prea îmi place aia, bloc, deci nu prea îmi place. Sincer, e cam așa, de obicei cam pierd la aia. În schimb, la asta și la ce mai era, și aia cu laserul, lejer de vară, easy win. Momentan mai e unul în față și unul în spate, bă. Cred că pe ăla las în pace și mă duc după ăla din față. Vino, bărbatule, încoa. Vino, încoa, am zis, el e silver, mă. Bă, de fapt și eu silver, dar ce să vezi, după meciul ăsta sunt gold garantat. A, da, și apropo, am observat acum că dacă iei un loc mai slab, la rankurile astea deja încep să pierzi puncte, bă. Nu mai e viața chiar așa de roz. Ce dansează Iggy Wiggy în fundal acolo în rankul de silver, dar... Hai mă, încarcă-te că vreau să vedem împreună. Ia plus 100 RP, frumos, elegant și... Ia, vezi. Ia vezi, frumos, bine. Rank up gold, frumos, elegant. Bă, sincer, se ajunge super ușor până în gold. Deci efectiv m-am jucat undeva la o oră, aproape numai win-uri lejer de toamnă. Ia, frumos, super frumos. Sincer, chiar m-ar tenta să mă duc în platinum, dar nu mai am timp, că e 4 noaptea când filmez eu episodul ăsta. Dar în sezonul următor promit că fac tot posibilul să ajung mai departe, dacă da și voi un ligheam, bineînțeles. Și avem aici 9200 ability token, bă, da. Nu-mi dă duse ceva în plus, în fine. Ideea este că vreau să dau upgrade la pumn. Logic, asta mi se pare cel mai bun, cea mai bună abilitate. Așa că îi dau level up și nu se întâmplă nimic, ce să vezi? A, trebuie să țin apăsat, ok, ca să nu dau din greșeală. A, păi și stai un pic. Trebuie să văd la ce din ăstea dau upgrade, mă, păi stai că nu e așa. Deci aici îmi scurtează cooldown-ul. Aici dau mai departe, cică, serios. Și aici forța. Bă, sincer, cred că o să bag în forță. Nu știu de ce simt eu că aici ar fi mai bine să dau. Trebuie să țin apăsat și aici. Bă, asta e bine că te pune să ții apăsat. Și ia uite, bă, avem pumnul ăsta șmecheros. Bine, mă. Nu, acum ce că mai pot să mai dau încă un upgrade, dar nu știu în ce să mai bag, mă, frate. Aș băga tot în pumn, pentru că pumnul e cel mai bun. Ideea e că la forța de impact îmi mărește cel mai mult, după cum vedeți aici. În rest, cam inutil, tot pe acolo. Așa că o să dau tot aici. Ia, level up am zis. Bun. Aia zic, frate, facem level up aici frumos. Am ciocanul la maxim. Din păcate nu avem încă level 15, avem doar level 11. Dar avem pumnul ăsta mai așa cu așa, bă, așa, mai vedea acasă. Și bineînțeles că mai uitasem eu ceva. Mai avem 21 de stele. Și hai să vedem ce putem lua mai interesant de ele. Aș vrea tot ability tokens, că astea chiar te ajută, neironic chiar ajută foarte mult. Și am nevoie de vreo 5.000, nu? După calculele mele, mai pot mai încolo, mă. Uite-mi și o cutiuță de asta. Bă, momentan noi iau, stai așa să vedem prima oară să luăm toate astea, cât putem să luăm, bineînțeles. Sunt doar la nivel 25 în PSA, olo, pe sărăcie rău. Atunci bineînțeles că o să luăm și cutiuța asta. Încet, încet mai facem ability token. Mă, nu l-am pe ăsta? Calamity? Nu pot să crezi, s-au mai băgat skin-uri de genul ăsta? Mamă, păi nu s-au mai băgat skin-uri din astea slabe de nu știu când. Da, bă, chiar s-au băgat niște skin-uri de astea noi. Uite, ăsta chiar e fain, de exemplu, Snuggles. Ha! Bă, sincer, foarte tare că bagă toată ziua skin-uri. Uite, și ăsta arată bine, sincer. Deci avem skin-uri rare noi și chiar și uncommon și chiar și common. Ok, păi avem ceva de deschis, mă. Bineînțeles că mi-am folosit astea inutil, că nu mă așteptam să mai existe skin-uri de genul ăla. Dar ce să vezi, ia, duplicat, frumos, elegant.
Mai avem bani de una, sigur că da, mai dăm un duplicat, mulțumesc, mulțumesc. Bine, frumos, nu mai avem bani de încă una, dar avem 1090 de gemuri și unul din ăsta mă costă 90. Așa că n-am mai deschis una din asta de când m-am apucat de Stumble Guys, jur. Am vrut să zic Brawl Stars, am luat o razna. Ia, dă ceva nou, atâta vreau. Dă și legendara, nu, bă, epic, e bun și epic, îmi dă măcar ceva pe el decât nimic. Dar ce să vezi, am pierdut și eu 90 de gemuri. Am găsit aici la PES Ability Keys. Nu știu ce înseamnă asta, dar o să o iau. N-am absolut nicio... Ai, uite, scrie aici în stânga care e schema, mă. Nu, mă, n-are nicio legătură. Nu știu ce fac că le ajur, nu am idee. Dar mă gândeam că poate mai colectez chestii de pe aici. Ia, uite, avem un skin. Skin epic cu doar un bonus din ăsta, vezi că nu e atât de rău, sincer. Leona, Loena, de fapt, doamne, auzi, Loena. Mă, nu-i rău dacă putem lua skin-uri atât de ușor, dar cam atâta din păcate. Și totuși vă dați seama că vreau să încerc un match și la Gold, ca să vedem în ce stil se joacă playerii aici. Uite-l pe Ronaldo, hai mă încoa. O sări singur direct. Bă, n-o prea jucat, uite-l pe ăsta. Bă, s-au băgat o grămadă de skin-uri super faine, dar sincer acum ce sens are să ai 100.000 de skin-uri dacă nu poți să le folosești într-o viață de panda, sincer acum. Băi! Băi, nu eram atent, de ce dai mine când nu s-a atent? Golane! Ok, de ce l-ai golan? Mă, nici n-am testat pumnul acum, că ar trebui să fie mult mai bun pumnul! Efectiv, am dat pumnul lipit de el și nu l-a luat. Hai, bă, mă, lași! Ce-o fost, frate? Mi s-o strica pumnul de la upgrade-uri. Ia, vezi! Mamă, vezi că chiar i-am dat cu forță ca lumea la ăla! Mamă, ce-o zbura câinele! Ha! Bă, îmi place, sincer, chiar începe să-mi placă. Până acum, până în gol. Ia, uite-l ce se duce, bă! Mamă, deci am mai jucat câteva meciuri înainte până să ajung în gold cu pumnul normal. Adică la nivel, nu știu, nivel 3 era. Și se simțea mult mai slab decât ăsta, sincer. Au căzut ăla, am vrut să mă duc după el. Mamă, cât de fain arată harta așa. Mamă, deci e un upgrade enorm ce am făcut eu acolo. Dar fiți antenă ce fac. Mamă, ce m-a mâncat. Am fost invizibil, nu a văzut nimeni nimic. Efectiv m-am omorât singur. Bravo, Vițane. Dar aparent și la gold se joacă la fel ca la silver momentan. Ia vedeți că nu m-am putut abține și mai avem un match ca să ajungem în platină. Dar înainte să dăm match-ul ăla, vreau să mai colectăm pe aici ceva pentru că am mai strâns. Uite, avem gemuri de exemplu. Gemurile-s binevenite, mulțumesc. Și mai avem așa ceva. Vezi că e bine, poate mai dăm un upgrade la pumn pentru că, credeți-mă, pumnul ăla chiar face diferența ca lumea. Sincer, m-am chinuit mult mai mult să ajung din gold în platină decât la restul rancurilor, adică se vede că deja lumea se joacă. Ia stai că vreau să dau și eu. Mamă, ați văzut? Hai de capul meu. Bă, deci mi se pare amuzant rău, nici măcar nu mă uftic când pierd. Dai un pumn din ăla. Hai, bă, am nimerit pisica, dar n-o muri, nu pot să cred. Dai un pumn din ăla și zboară efectiv pe toată harta. Ia, bă, da. Se încarcă foarte greu. Deci pentru următoarea chestie va trebui să upgradăm viteza de încărcare. Bă, nu mă luam brațe golane. Ok. Deci ăsta este un golan față de mine. Mamă, dar deja au început să fie numai de ăștia de platină. Te-ai dus, nu s-a dus. Și-o dat scutul, bă, dar nu cred că îl prea ajută scutul. Din păcate, ăsta iar vrea să mă ia în brațe. Mă, golanu. Bă, se joacă lumea în platină. Problema e că avem nevoie de cam de toate punctele, dacă mă întrebați pe mine. Mamă, ce-am aruncat lui pișorul, dar degeaba. Mamă, să nu-mi dea lui pișorul un pumn acum că mă cam oftic, sincer. Ar fi culmea să ne mai trebuiască vreo 10 puncte sau ceva de genul ăla, că ar fi puțin tristuț. Hai mă, veniți, o muri și lui pișorul, bun. Mamă, prea așa cu așa. Hai mă, mor și tu careva. Mamă, nu! Oare am făcut punctele? Mă, zi, te rog că le-am făcut. Nu cred, bă, 5-5 de puncte, mai avem nevoie de 25. Și oficial, neoficial, cred că o să cam avem cele 25 de puncte după meceanul ăsta. Bă, dar se joacă într-un stil la nivelul ăsta, hai pa! Se joacă într-un mare stil, dar ce să vezi? Terminăm cu un win corespunzător. Și oficial intrăm în platină în 3, 2, 4, 9, 10 și ia! Ia uite-l, bă, mamă, cât de bine arată animația, jur. Bă, chiar îmi place, n-am ce zice, Platinum. Bă, sincer, până în Platinum am ajuns destul de ușor, n-o să mă plâng. Acum, de aici încolo, cred că va deveni cât de cât greuț, într-adevăr. Ne oprim și noi cu rancurile aici și eu zic că am jucat destul de bine și destul de mult. O să vedem în sezonul următor ce mai facem. Vă mulțumesc pentru vizionare și pa, pa.